back to school! Avem listele de la școală, aceasta este lista Sofiei și mai am o listă, doar că este în telefon, lista Sarei de rechizite. Astăzi procurăm doar rechizite necesare, cele care avem nevoie la școală. Yes, of course. Listele sunt așa impunătoare, sunt mari măricele. Și mergem să vedem dacă deschid toate sau nu. Aici, Sara, la dreapta, o luăm. Luăm două coșuri pentru tine și unul pentru tine. Și vă luăm. Conform, nu știu, începem doar cu o secundă. Deprimim o listă și ne întoarcem la alte listă. Da, cred. Aici am lista Sofiei. Hai, să mergem. Pe anul acesta are nevoie și de un ghiozdan. Pixurile vor fi la final, scrieganile. Începem cu riglă de 25 de centimetri. Cine primul găsește? Cine primul găsește este provocare. Niciodată nu am atras atenția, dacă sincer. Eu cred că dacă o să luăm de 30, da, nu se... Da, să fiu plin, da? 20 și... Nu știu, deja alege tu, care vrei? Noi din asta mă duc. Hai, care vrei? Hai aceasta. Aceasta? Da, dar e 30. Luăm? Să luăm ceva din plastic. Sau asta? Hai. Aceasta o să încapem gheozda. Ok, bine. Bifăm aici la riglă. Acolo am văzut că trebuia să fie set pe, de... pentru geometrie. Pentru, da. Iată, acestea sunt seturile de geometrie, dar de care anume avem noi nevoie. Așa ceva, așa ceva. Dar nu seamănă. Le seamănă, dar cred că sunt unele mai bune, unele mai puțin bune. Luăm de acesta? Da. Așa, da. Mediu ceva, acesta este mai scump. Luăm acesta. Dar trebuie să rugăm să nu scoată, pentru că este blocat aici. Setul. Așa, bifăm. Sper că e acesta. Sperăm, da. Radieră și ascuțitoare. Sara se plictisește. Și aici sunt foarte multe, nu știu, alege singură care vrei tu. O radieră asta se ajunge pe munte. Vrei așa? Hai, iau. Vrei? Da, e prea mare, nu știu dacă e cu moarte. Da. Dar poate luăm riglă, adică radieră ascuțitoare. Dar ții minte, tu ai avut așa ceva, este cum... A, da, e destul de gingășă. Hai așa. Care culoare deja alege care vrei. Înapoi. Tu așa ceva ai avut. O, da, hai așa. Dar ai rupt. Nu, aceasta am avut. Sau așa. Hai aceasta. Care vrei? Aceasta. Hai. E frumoasă și cu aceasta. Și tu azi e frumos. Da, mie îmi place mai mult. Bine, hai luăm. Care ochi și creioane colorate. Iată creioanele sunt aici. Da. Iată și care acesta. Tu ai avut de acesta, dar este închis, dar nu cred că o putem deschide să vedem conținutul. Da. Chisul bine? E de asta care cu pensula, ca acuarela. Vrei de acesta? Hai. Nu scrie că nu e voie de acesta. Set creioane colorate, 6-12 culori. Da? Așa sau de care vrei? Luăm acesta și carioci. Acestea, dar acestea ce sunt? A, sunt doar puține culori. Da, foarte puține. Acestea. Care, Sara?
Sunt cam groase. Da. Asta e ca... Asta e altceva și asta este altceva. Asta e ca pixuri. Așa ceva este. Luăm așa? Sau ce asta e mai bun? Nu? Nu știu, asta este comod să le strângi la loc și gata. Acestea? Ce drăguț! Care vrei? Care vrei? Eu îmi pare că aceasta... Ai două, ai nevoie de două. Două? Da. Dar atunci e... Două? Da. De ce? Hai două. Poate... Ok. Mai mici. Așa, tot ai avut cine. Da. Două așa? Da, hai aici așa. Două. Da. Pahar pentru rechizite. Pahar pentru rechizite? Pahar pentru rechizite, dar din asta văd eu. Negru vreau. Bine, hai ți așa negru. Acuarela și guaș. Aceasta e, uite. A, bine, hai eu care vrei. Aceasta, da. Aceasta? E bună, nu? Da. Da. Acuarela și guaș. 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 Luăm de acesta. E mare. Luăm? Așa da. Multe culori? Guaș și... Acuarela. Și acuarela. Da, aceasta e bună. Mă văd. Ai avut asta? Era bună? În listă nu este, dar cred că trebuie să luăm un pahar. Aceasta? Aia acesta. Și pensule tot nu sunt aici. Nu știu. Nu ce sunt ele. Scrie pony. Pony. Dar ce este? Sunt mari și sunt pentru ulei. A, da. Cei care învață la pictură știu. Eu am învățat. Am visat chiar. Trebuie de viveriță, știu că erau bune, dar nu văd aici. Luăm foarfecă și calculator de buzunar, apoi revenim la Sofia, dar trecem cu plasarea, să nu se fixeze. Alegem foarfecă, care să vrei? Acestea sunt prea mari, da? Cred că da. Acestea, să fie frumos să lucrezi. Acestea. Acestea. Să fie și bune, Sofia. Ok. Acestea, dar aici este... închis. Deci ceea ce ne place este închis. Are de ce. Aștia vers sunt, da, dar uite, stai că noi o să scoatem. După vers, vers, vin din ăștia, iată, ține. Costă un pic, deci nu știu care este unul de buzunar. Trebuie să verificăm că să nu fie să apăsăm pe un buton și... Francuri. De buzunar este acesta, da. Cel mai micuț. Bifăm aici, o să fie încă au rămas multe poziții nefinisate, dar nu putem lăsa deja pe Sara, pentru că nu poate să aștept. Mapă cu fermoar A4, iată, sunt aici, Sara alege, sunt roșii, verzi și negre. De care vom? Avem nevoie de 4, pentru matematică, limba română, engleză și științe. Toate roșii? Da. Să luăm 2 verzi și 2 roșii. Da. Gata. Costul e plin, dar am finisat. Ascuțitoare și radieră. Acolo erau deja. Știm. Ascuțitoare și radieră. Eu care... Ca la Sofia? Da. Așa. Așa la Sofia este așa. Eu vreau. Sau așa roz. De așa roz, poate? Hai, e mai jing așa. Da. Riglă de 20 de centimetri. Am văzut că sunt. Seara, 20. Asta e de-astea așa, 20. 12. Simplă. Simplă de tot. Nu, asta e 15. Gata, 20, dar e simplă. 20 de asta.
roz. Regularem. Acvarela este indicat că trebuie să fie luci sau gama. Iată, acestea sunt luci. Acvarela și guaș. La fel este indicat luci. Cum de așa? Mare? Cel mai mare? Set creioane colorate 24 de culori. Am găsit... Două. Da? Nu știu ce o să repiți voi, tot nu. Foarfeca. Parcă de urmați magazin. Care se arată? Așa micuți? Uh-huh. O să fie comod? Da. Bine, hai ia. Junior. Plastilina de la 16 culori. 18 de la 16, e 18. Dar cât te la? Un set. Poți să ții acesta. Deja ai și guaște acesta. Gata. Așa este cu monștri. Acela, da? Gata. Așa, 24 de matematică, de limba română, de matematică, iată, de aici începe matematica, 24 de foi, 10 caiete, plate. Așa, 1, 10 ani buni. 10? Crezi că într-un caiet o să scrie tot anul? Ia uite. Am ieșit, priviți ce avem noi. Avem două pungi pline și încă nu am luat tot, încă avem multe de luat. Ia uitați-vă câte sunt. Încă mai mult. Nu, cred că tot atât cât este aici. Este foarte mult și mai avem nevoie încă. Deci nu am îndeplinit toate listele. Am ajuns acasă și sunt foarte curioasă, totul era așa din grabă, vreau să vedem tot ce am cumpărat și să revizim, să vedem, pentru că nu toate am reușit să luăm. Urmează să mai completăm seturile noastre. Această cutie cu capac a fost luată pentru Sara, este o cutie de 5 litri, așa ni s-a zis să luăm, dar îmi pare mică, eu așa am pentru mai rechizite. Pentru rechizite e foarte mică. Cam mică, nu știu. Deci am luat așa. Mape, ceea ce am luat de la alt magazin, deci mape din astea trebuie. Și tu de care ai, Sofia? Da, acesta. Pentru toate obiectele, nu știu, am luat... Mie îmi place mai mult albă. Albă? Mie îmi place aceasta. Am luat 6, nu știu câte obiecte o să fie, pentru fiecare obiect trebuie câte o mapă, plic. Deja eu vedem. Sper că sper. Dacă nu luăm, mai completăm setul. Și pixuri cu gel negru. Negru. Pare că ai și că cu gel negru. Nici nu le-am verificat. Trebuie 2 pentru Sara și 3 pentru Sofie. E gel? Da, e gel negru. Haideți, cine ai? Okay, ce scoate? Bine. Un caiet. Un caiet. Scoate toate caietele, să nu scoatem. Un caiet și încă un caiet și încă și mai 10. Voi ne scrieți în comentarii dacă deja v-ați cumpărat toate rechizitele pentru școală și dacă sunteți pregătiți. Caietele sare, vedem care sunt mai frumoase. Care îți place? Acesta este mai simplu. Acesta este matematică. Acesta, acesta. Și acesta, 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 acesta de matematică și de limba română trebuia anume în așa linii să fie. Deci am găsit... Și nu știu mâncare linii, trebuia dar am luat. Cred că pentru clasa 5 deja se scrie pe linii de astea late. Pare că da. Un caietel de muzică. Mie îmi place acesta. Acesta îți place? Da. Simplu? Și mie îmi place cât mai simplu.
Hai, Sofia, arată tu. Pentru Sofia nu am luat caiete mari A4, pe care are nevoie la matematică, la engleză și la limba română. Deci sunt mai multe și noi nu am luat. Sofia scoate guașul. Iată guașul Sofiei. Hai, Sara, scoate tu ce ai. Am impresia că anul acesta am cumpărat mai multe rechizite decât anii precedenți, ori așa îmi pare, nu știu. Mi-e pare că da, și încă mai avem. Și mai avem și ghiozdan pentru Sofia. Am zis că ghiozdanul de anul trecut e bun, dar când am luat este îngrozitor. Deci o să-i cadă, cred că, caietele jos. Deja este ros și se prevede prin el. Hai, scoate. Scoate câteva, noi mai repede, adică se meargă. Bun, bine. Iată, priviți câte, toate nuanțele sunt aici, 50 de culori. Și creioane. Încă ceva să am mai scot? Am verificat. Hai, mai scoate încă ceva. Ok. Acuarelă. Iată, din asta. Hai, seara, și tu câteva. Care orice din astea au zis să fie mai groase, dar am luat cu capăt de ăsta gros și mai subțire. Așa o să ține. Oh my God! Pixurile acestea. Acolo sunt și pentru mine. Sunt și pentru Sofia. Acesta roșu este al tău, da, sigur. Da. Verde. Da. Verde, îmi pare că două are nevoie. Sara, eu am... Din ăsta alb trebuie să mai cumpărăm. Am eu luat am unul. Pentru CD. Tu ai nevoie? Da, pentru CD și pentru Sara. Și Sara tot are nevoie. Nu am luat markere negre, subțiri și groase. Iată, este încă lipici. Și mai ai. Da. Mai am încă doi. O să le scoți mai târziu. Da, hai, să fie. Ok. Acestea sunt pentru mapă. Sau... Nu, acestea sunt învelitori pentru caiete A4. Am găsit, nu erau scumpe și am luat. 10 învelitori, 4 lei și bărnuți. Pixuri. Pixuri, exact așa, ca ale sare. Ale sare le-am luat la bucată și au ieșit mult mai scumpe decât acestea care le-am luat în set. Dar eu... Nu, am știut, era la alt magazin. Deja eu mai luat am aici. Da, ai 6. Ai nevoie de 5. Am luat 2 seturi. Încă o mapă plic. Da, sunt aici. Nimic, să vă mergi. 7. Așa, ai 7. Tu ce ai? Tu. Cine? Hai. Acuarela. Am luat sare din asta pentru că ne-au zis să nu mergem din așa serie. Deci firma aceasta, marca aceasta, Luci. Și învelitori pentru caiete care nu se prevăd. O să vedem, le folosim pe ele sau nu. Văd că sunt un pic mai groase. Chiar sunt curioasă să le deschidem. Sunt așa mai plinuțe. Și iată sunt culorile. Da, miroase atât de urât de la ele. A, păpuși din astea care erau gen Barbie, ieftine, plastic din astea. Hai, mai departe. Sara? Plastelină. Trebuia 24 de culori, dar noi... A, nu 24, 18. Nu, 18. 16. 16 trebuia, deci am încurcat. Știu că de ceva am îndeplinit așa cum trebuie. De la 16, noi am luat 18. Iată nuanțele. Sunt frumoase. Nicola zice că acesta este metal. Hai. Eu? Da. Eu din câte înțeleg, aici trebuie să încapă acestea. Cum să încapă ele? Desigur nu încapă. Cred că o să fie nevoie de altă boxă, dar ne-au zis de 5 litri, am luat de 5 caiețele. Așa. Acolo sunt încurcate un pic. O să le descurcăm. Iată, caietele Sofiei. Asta mi-a plăcut. La Sofia trebuie să fie de... 24 de foi și 24 erau și 36, nu știu care. Asta este frumos. Asta. Asta de 60. Ambele parcă sunt de științe. Da. Sau biologie, ceva, dar anul acesta cred că nu aveți biologie. Iată așa și iată așa. Și cu girafe era un. Iată. Foarte drăguț. Și caiet de note, Sofia și-a ales mare. Și un caiet eu am avut A4. Și mai mare, dar aceasta e mijlociu. Mijlociu? Încă mai mare? Nu poate. Da. E
Ăsta e maxim. Iată așa. Ce mărime poate fi? A4 e cel mai mare, nu? A4 jumate a avut să fie. Acesta este de 40 de foi și avem încă nevoie pentru... de 96 de foi caiete A4. Aceasta e pentru matematică? Nu, 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 pentru știință, dacă nu greșesc. Și un guaș alb. Eu zis are, deci era în listă, guaș alb separat. Da, și un acrilic. Nici mai mai scoate ce mai întâmplă. Alb cel mai repede se termină. Da. Și se mulberește. Și ascuțitoare cu radieră. Iată. 2 în 1. Deci, învelitor. Și sunt învelitor pentru caietele. Trebuie să le învelim pe toate. Încă. Învelitor pentru cărți. Manuale. 2 seturi am luat. Pentru manualele. Și calculator. Eu chiar vreau să văd ce fel de butoane are. Eu nici nu am verificat. Dar știu că firma aceasta este bună. A, e bun. Eu am zis că o să fie butoanele și mai mici. El seamănă ca pentru plan. Ia uite. Oh my god, wow! Și m-a uimit că la școală se permite cu calculator și chiar era în listă calculator. Nu știu, mi se pare normal. Pentru că chiar și contabilii și toți... Na, apasă. Chiar și contabilii și toți lucrează oricum cu calculatoare. Da. Hai, ce ai tu? La seară a fost indicat să fie pensulele cu, deci, cu părți artificiale, da. Păr. Mai departe, creioane colorate. 24. Și învelitori avem pentru manuale pentru clasa a doua și o să fie pentru clasa a cincea. Eu, așa, mai măruț. Așa, ce ai tu? Hai scoatem. Clei. Lipici, da. Lipici, da. Clipăva. Lipici, tot păva și ascuțitoare ca sare, doar că în altă nuanță. Da. Îmi place mult. Da. Și un suport pentru pixuri. Pixuri, creioane, deci pentru rechizite. Hai să... Iată foarfecă și origlă. Și origlă. Tu ce ai? Paletă. Paleta am găsit. Foarte că e grea. E grea, dar eu cred că este foarte comodă. Nu e grea. Și ce mai e? Car pentru apă. Mai e ceva? Hai spatele deja pe toate, văd că deja e mai puțin la tine. Dar eu ți-am cumpărat foarte ciudat, nu era indicat nici această paletă, nici pahar. O să văd deja. Mâine avem adunare de părinți și deja o să ne zic. Un set pentru geografie. Geografie, nu, geometrie. Da, se vede că omul nu a învățat nici geografie, nici geometrie. Iată că anul acesta o să înveți și geografie și geometrie. Iată setul. Am luat totuși din noi. Drag Moș Crăciun. Da, o scrisoare pentru Moș Crăciun. Mai ai? Da. Iată, toate. Pixuri cu gel negru. Gata. Riglă. Pensule. Și creioane. Și creioane simple, și tu? Învelitor. Pentru caițele euro, deci mai înguste. Pentru matematică. Foaie colorată, carton colorat și foaie colorată. Hârtie colorată, foaie colorată, o foaie colorată. Și tu nu ai nici carton, nu știu, poate tot o să ne zică pe parcurs. Nici hârtie, nici album, nimic să fie mare. Și ce ai tu? O mapă. O mapă, plic. Și învelitor pentru caiete A4, dar caiete A4 apoi am văzut că nu trebuia, deci o să fie pentru Sofia. Super! Și gata? Hai scoate, lăsoare, gata. Sofia, gata, termină. Învelitor. Licuri din astea trebuie și pentru tine. Încă și încă. 50 trebuie, am luat 60. Încă un caițel mai gros, 36 de foi pentru engleză. Hello. Două mape pentru acuarelă. Deci hârtia trebuie să fie un pic mai groasă decât cea obișnuită. Și mape cu permoar din ăsta.
Ca să începi 4 pentru toate disciplinele. Și atât. Cum vi se pare? Sunt multe, sunt puține. Scrieți în comentarii, tata mai nu a căzut. El mai nu a căzut când a văzut cecul. Atât de mare, da, tata? Așa și noi tot. Se gândea, ori o să ne ajungă bani sau nu. Și încă nu sunt toate, vă imaginați? Sunt foarte multe, nu sunt toate. Și ne scrieți dacă voi deja sunteți pregătiți de școală sau nu. Pentru că noi încă nu. Dacă vrei la școală să iei doar note de 10 și niciodată să nu iei nota 2, atunci cred că deja ți-ai dat seama ce trebuie să faci. O să-ți dăm acum rețeta magică. Trebuie să dai like la acest video, să te abonezi la canal și cel mai important e să-ți faci mereu temele. Atunci vei avea doar note de 10. Asta e rețeta, da? Ne dați like-uri, vă abonați și până data viitoare, pa, pa! Pa, pa!